Salutare tuturor, numele meu este Denis și acum vreau să fac un review la volanul meu de gaming. Da, puteți vedea cum am venit de la școală. Da, și luăm o scurtă pauză, că am uitat să-mi aduc ceva. Bun, am revenit. Și da, cum am spus, vreau să vă arăt volanul meu de gaming. Bun. Și o să începem cu pedalele, pentru că vreau să las volanul la sfârșit, pentru că na, nu-i mai tare. Bun, și haideți să începem cu pedalele. Bun, acestea sunt pedalele. Le puteți vedea, acestea. Ăstea se pot face, uitați, așa. Vedeți? Ca să pun picioarele pe chestia asta. Și luăm o scurtă pauză până să vă pun undeva, să nu mai țin telefonul mie mână. Bun, am revenit. Dar cum v-am spus, acestea sunt pedalele. Le puteți vedea. Merg. Foarte bine. Mie îmi place la pedalele astea pentru că aici puteți vedea că au chestia asta și când apăs pe pedală, aia pică aici și nu pică pe ăsta ca să-l pot strica. Da, asta e spatele, aici iar am niște chestii de astea și cablu este așa, arată cablul, uitați, acesta este cablul, puteți vedea. Bun, cu pedalele am terminat. Acum haideți să începem cu volanul. Volanul îmi este acesta. Puteți să-l vedeți. Acesta este cu schimbător. Bun. Pedalele se conectează la el. Uitați aici. Stați un pic. Bun, uitați aici. Uitați să găsesc. Aici. Uitați. Se conectează, uitați aici și eu o să vă fac o demonstrație că merge. Bun, a mers. Puteți vedea, nu pot să meargă. Și dacă vreau să-l scot, apăs pe chestia asta în jos și-l trag. Bun, v-am arătat și unde intră cablul. Volanului este acesta. Poate conecta și la PS 1, 2, 3, 4 și la calculator. Bun. Acesta este fața. Arată ca de Mercedes. Puteți vedea. Sau, mă rog, aici avea o asta de Mercedes, dar s-o dezlipit. Farurile, puteți vedea că au acolo niște lumini și când îl bag în calculator, el tot timpul se aprinde. Stați un pic să vă fac o demonstrație. Bun, haideți să vă arăt. Și uitați. Așa arată. Puteți vedea că s-a aprins. Bun. Și luăm o scurtă pauză. De fapt, așa vă pot arăta și că se lipește cu chestiile astea. Opa. Stați un pic că s-a lipit. Uitați. Chestiile astea se lipesc. Ca la orice volan, poate, posibil. Volanul are aici semnalizările. Eu le pun ca semnalizări. Mai are aici încă un buton și aici un buton. Rotirea este numai atâta. Atât. Și aici la fel. Atât. Aici eu întotdeauna am pun sucul, aici e schimbătorul, nu pot. Uitați să vă arăt. Uitați. Și uitați cum e. Așa. Spre mine. Așa spre voi. Și în așalier. Și da, acesta este tot volanul meu. Dacă v-a plăcut, dați like, abonați-vă și dați și subscribe. Ne vedem pe data viitoare. Bye, bye!